În numele Domnului Iisus, le deschidem serviciul divin seara aceasta cu imnul 691, Pacea Serica de Lin. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru ziua aceasta de sabat, îți mulțumim pentru că ai fost cu noi până acum, îți mulțumim pentru toate binecuvântările pe care le-am primit, îți mulțumim și pentru că ne-am putut întâlni aici, te rugăm frumos să fii cu noi în continuare, să ne ajuți la tot ce avem nevoie, îți mulțumim și pentru că ești cu noi în fiecare zi și că ne ajuți la tot ce este greu. Ți-am mulțumit toate acestea, în numele Domnului Iisus, amin. Amin.
Dacă știam că e așa frumoasă, veneam și eu sus la cor. Mulțumim frumos, a fost deosebită și mi-ar plăcea să o mai aud odată și încă o dată. În această după-amiază vom respecta tematica pe care biserica, conducerea ei, a stabilit-o, a convenit-o, și anume să ne ocupăm puțin despre sabat. În mod special, am zis eu, prin prisma verbelor pe care le putem asocia cu ziua aceasta. Pentru că, deși s-ar putea să nu ne gândim în acești termeni, noi avem o listă de acțiuni, de verbe, pe care le asociem cu ziua aceasta și altele care sunt în afara listei și pe care nu le folosim sau nu le așteptăm, nu le asociem. Nu știu cât de bine se vede, pentru că este și luminat și este și fond negru, nu mi-am dat seama, n-am mai prezentat, cred că de mult, la Popatatu o prezentare PowerPoint și n-am putut să-mi dau seama exact, dar sper că vedeți măcar în mare, măcar unele lucruri, dacă nu, să mă credeți. Verbele pe care noi în general le asociem cu sabatul sunt următoarele. A păzi, pentru că este o zi pe care trebuie să o păzești, este o poruncă asociată cu ziua aceasta pe care o păzim. Mai asociem cu sabatul odihna, mai asociem cu sabatul oprirea din activitate, relaxarea de asemenea și închinarea. Bine, lista nu-i completă, dar acestea sunt cele mai importante acțiuni pe care le punem în categoria aceasta. Și aș vrea să observați împreună cu mine două narațiuni biblice, neotestamentare, una din capitolul 5 și una din capitolul 9 din Evanghelia după Ioan. Ele au multe asemănări, au și deosebiri, dar în ce privește verbul principal pe care Iisus îl asociază cu sabatul, ele converg, îl folosesc pe același. Ambele întâmplări se întâmplă la o scăldătoare. Cea din capitolul 5 are loc la scăldătoarea Betesda în Ierusalim, cealaltă la scăldătoarea Siloamului. În ambele ocazii sau spații este câte un bolnav pe care Iisus îl abordează și îl vindecă. În capitolul 5 este un bolnav de 38 de ani. Nu știm sigur dacă de 38 de ani era orb sau avea 38 de ani și era orb. Dar este bolnav. E doar un detaliu. Dincolo, în capitolul 9, avem un orb din naștere. Acolo ni se spune clar că era orb de la început. N-a văzut niciodată culorile, n-a văzut niciodată lumina și el este de asemenea întâlnit de Mântuitorul. În capitolul 5, în versetul 14, avem un lucru important, și anume că pe finalul povestirii Mântuitorul îi spune să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple și mai rău. Spunând lucrul acesta, implicit înțelegem că boala lui era asociată sau era cauza pentru care era bolnav. Deci există și cazuri de genul acesta. Da? Când cineva este bolnav din cauza probabil a unui stil de viață nepotrivit sau cine știe, a unui curs de viață pe care Biblia sau Iisus în cazul acesta îl cataloghează ca fiind păcătos, da? Deci să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple mai rău. Dincolo avem o diferență. Orbul din naștere întreabă ucenicii cine a păcătuit, el sau părinții lui? Și versetul 3 conține răspunsul Domnului Iisus: n-a păcătuit nici el, nici părinții lui. Textul e mai lung, s-a născut așa ca să se arate în el lucrările sau slava lui Dumnezeu, da? Ce înțelegem de aici? Există și cazuri când cineva este bolnav și n-are nicio legătură cu moralitatea sau cu deficiențele, nu, spirituale ale persoanei respective. Se poate ca cineva să se nască într-un fel pentru că Dumnezeu are niște scopuri pe care nu le pătrundem, nu le înțelegem, dar El știe și a ales așa. Apoi ne întoarcem din nou cu
cu ajutorul tabelului în capitolul 5 din Ioan, unde avem un mit care este abordat și spulberat. Acolo, când Iisus îl întreabă pe bolnavul respectiv dacă vrea să se facă bine, dacă vrea să fie sănătos, el spune: n-am pe nimeni să mă ajute să ajungă în apă când se tulbură apa. Anterior acestui verset este un verset 4, care în cele mai bune manuscrise grecești nu există. El probabil că a fost adăugat ulterior ca să se dea o explicație acestei tradiții. De ce spune omul ăsta: aștept să se tulbure apa? Dar în manuscrisele cele mai timpurii, cele mai de demult, nu există acest verset 4. Însă există 7. E clar că era o tradiție care circula, da? Că ceva tulbura apa și că dacă ajungeai primul, te vindecai. Cine o tulbura, nu știm foarte sigur. Dar este clar că Mântuitorul ignoră lucrul acesta și arată că vindecarea vine altfel. Pentru că în sine modelul acesta, cine ajunge primul, nu este modelul pe care îl folosește Dumnezeu în general, în Scriptură, da? Nu este important cine e mai rapid, nu este important cine e mai puternic. Dimpotrivă, este vorba despre credință și este pentru toți care cred, nu doar pentru unii. În cazul al doilea, în capitolul 9, în versetul 2, avem un alt mit, și anume acela că boala este, orice boală, este un rezultat al păcatului, la care Mântuitorul răspunde foarte direct. În cazul acesta de față, nici el, nici părinții lui. Din nou, în capitolul 5 la Betesda, avem o acuzație pe care iudeii, în special fariseii, o adresează celui vindecat, și anume faptul că încalcă niște regulamente tradiționale, da? Rabinice, cu privire la ce se poate face și ce nu se poate face în sabat. Da? Îi se impută faptul că și-a ridicat rogojina și a plecat. Dar el a făcut asta pentru că cel care l-a vindecat i-a cerut să facă asta, adică Mântuitorul. Și mai târziu, în capitolul 5, versetul 18, ni se spune că Iisus era acuzat că dezleagă sabatul. Dezleagă sabatul în sensul acesta, de aceste legături sau reguli suplimentare. Dincolo, avem o acuzație similară, dar de data aceasta nu cel vindecat încalcă regulile, ci vindecătorul, adică Domnul Iisus, este cel care nu ține cont și face vindecări fix în sabat, când ar putea să facă, ziceau ei, în alte momente. Doar o mică paranteză din afara Scripturii. Această listă se formează din 39 de tipuri de lucrări pe care evreii le aprobau, adică rabinii, învățătorii. De unde s-a născut ea? Dacă citim în unii profeți, în mod special prin Isaia și prin Ieremia, o să constatăm că unul din motivele principale pentru care Israel a fost aruncat în robie, în special în cea babiloniană, este că n-au păzit sabatul. Și chiar se spune că acum cu voi în robie, țara o să-și aibă sabatele ei, da? O să se odihnească de faptul că, mă rog, voi nu păzeați lucrurile acestea, nu țineați cont de ele. În captivitate, al doilea lucru a fost și idolatria de care Israel este acuzat. Și atunci, în captivitate, învățații evrei au vrut să se lecuiască pentru totdeauna de aceste lucruri, ca nu cumva să repete istoria aceasta incredibilă, pentru că știți cum e? Una e să trimiți Samaria în captivitate, alta este să arunci templul și Ierusalimul și Iuda în captivitate. A fost ceva de necrezut. Și atunci, repet, ca să nu se întâmple din nou istoria aceasta, învățații evrei au vrut să fie atât de riguroși încât au impus asupra poporului niște reguli foarte clare. De genul, nu poți să mergi în sabat decât un număr de pași. Dacă ai depășit, ai încălcat. În cazul acesta,
strict al vindecării, de exemplu, de la Betesda, da? Când și-a ridicat rogojina. Era o prevedere din cele 39 că nu ai voie să ridici un lucru și să-l muți într-un alt spațiu. De exemplu, puteai să muți ceva în aceeași cameră, dar nu puteai să-ți iei ceva dintr-o cameră în alta. Da? Sau dintr-un spațiu desemnat într-un alt spațiu desemnat, ceea ce ar fi ceea ce se presupunea că face acest om, da? Și a luat rogojina să se ducă acasă. În sfârșit, am închis această paranteză și ne ducem la ultimul element din tabel. În ambele narațiuni, Domnul Iisus folosește același verb ca să exprime acțiunea pe care el o vede foarte potrivită în ziua de sabat. Pentru el, verbul acesta este a lucra. În 5:17 spune, Tatăl meu lucrează până acum, adică până azi, era într-un sabat când rostea aceste cuvinte, și eu de asemenea lucrez. Pentru că o și spune în context că ce vede pe Tatăl făcând, asta face și el. Deci Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Iar în capitolul 9, în versetul 4, mi se spune un pic la început, la începutul acestei întâmplări, cât este ziua, trebuie să lucrez. Și iarăși, ziua în care rostește aceste cuvinte este o zi de sabat, este ziua a șaptea. Deci pentru Domnul Iisus, ca să completăm lista anterioară, verbul cel mai potrivit pentru sabat, da? Acțiunea cea mai natural legată de ziua aceasta este a lucra. A lucra. Acum, să nu înțelegem că e interzis să te odihnești sau e interzis să, sau nu trebuie să vii la biserică, pentru că o să vedem în detaliile acestor două întâmplări că sunt și alte lucruri care vin pe lângă acest verb. Dar să nu uităm că în esența lui sabatul este o zi de lucru. Nu de lucru obișnuită, dar este o zi de lucru. Vă spun lucrul acesta pentru că mi-a venit un pic greu ca tătic să îmi dau seama că niciodată nu mă mai pot gândi când băiatul meu este lângă mine să nu zic să dorm, să stau liniștit, să... pentru că el n-a dormit a dormit doar la început, da? Când era foarte mic, n-a mai dormit după aceea deloc, la prânz. Și ce să faci sâmbăta? Să-l dau afară din casă ca eu să mă pot odihni? N-am considerat că e bine să mă plâng la el, mai lasă-mă și pe mine măcar azi? Nu-i frumos că ești un tată, are și el, nu? Și atunci a trebuit să mă educ, să mă obișnuiesc că nu mi-e somn, indiferent cât am dormit noaptea trecută, e perfect, am chef să vorbesc cu el întotdeauna, este o zi de lucru pentru mine. Dar observați că lucrul acesta are o anumită nuanță. Nu fac ce fac de obicei, deși lucrez. Acum, să ne uităm puțin în afara Scripturii. Cum priveau neevreii din antichitate sabatul evreiesc? E o selecție. Sursele sunt mult mai multe, dar ca să vedeți un pic impresia pe care o avea un roman, impresia pe care o avea un grec, mă rog, din pătura aceasta educată, da? Pot să vă spun din capul locului și următorul lucru pentru că l-am observat. Nici între cei educați nu știau întotdeauna cum stau lucrurile. Uneori și ei funcționau pe bază de, sau își formau opinii pe bază de zvonuri, de informații care ajungeau până la ei. N-o să-l vedeți niciodată pe, nu știu, cum este primul istoric, da, roman Tacitus, umblând printre evrei ca să-i întrebe cum stau lucrurile cu adevărat. Dar s-a informat și el unde a putut, la sursele pe care le-a avut, la guvernatori, de exemplu, care lucrau în Iudeea, sau te miri prin ce biblioteci care scriau despre iudei. Și iată care sunt impresiile. Pentru un scriitor roman, primul dintre ei, Tacitus, spune așa, sabatul este folosit de evrei, astea-s cuvintele mele, pentru, și spune el, plăcerile trândăviei. El a înțeles că pentru evreu sabatul e o zi de lenevie. E o zi de mâncat, de băut și de stat într-o rână, da? Adică n-are nimic de făcut, el n-are altceva, decât că trebuie să nu miște.
Diocasius, apropo, autorii sunt din secolul, unii din secolul I, II, cam pe aici, da? Diocasius spunea, în sabat evreii, citez, nu se angajează în nicio treabă serioasă. Afirmația, sigur, este în tonul zilelor săptămânii, da? Adică e vorba despre zile în care ești angajat în activitate serioasă, în sensul acesta. Nu fac ceva pe care îl fac în cursul săptămânii, dar nu se angajează în nimic solicitant. Seneca, secolul I, filosof stoic, contemporan cu creștinismul, are un frate care apare în Faptele Apostolului, capitolul 18, dregător. Seneca spunea, așa este citat de Augustin mai târziu, de un părinte al bisericii, care, uitându-se înapoi, a observat că acest autor grec credea despre evrei că se opresc din treburi în fiecare a șaptea zi și, făcând lucrul acesta, pierd o șeptime din viață. A calculat-o matematic și a zis, a șaptea zi pe săptămână nu fac nimic, pentru că asta este și ideea, o pierd, da? Un alt autor, poet, o zi de leneveală, fără vreun contact cu viața. Și ultimul slide de felul acesta, Plutarh, un scriitor grec, face o asociere, o comparație, mai bine zis, între greci care sunt sub asediu și Ierusalimul care este sub asediu. Zice el, eroul homeric se roagă zeului pentru succes în luptă și se înțelege că pornește la luptă, dar evreii stau nespălați în sabat și nici măcar nu se ridică. Adică chiar dacă războiul este la porți, ei nu fac nimic, ei păzesc sabatul. Și apoi ultima afirmație, este o afirmație neexplicată deloc în context, sună un pic misterios așa, în Iudea, este o lucrare de geografie, istorie, geografie, istorie naturală a lui Pliniu cel Bătrân, în Iudea este câte un râu care seacă în fiecare sabat. Este o ironie cu privire la evrei, da? Deci imaginea pe care ți-o formezi când te uiți la acești autori este că ei nu vedeau că evreii chiar foloseau ziua aceasta într-un mod util, într-un mod care să producă ceva, ci erau doar o zi în care ei nu făceau alte lucruri și stăteau liniștiți în sfârșit. Nu aveau activitățile, dar stăteau în trândăvie, da? Dacă ne uităm la modelul Domnului Iisus și la lucrarea Lui în sabat, vom observa că am putea să ne referim la vindecări pe care le făcea în sabat, la faceri de bine ca în sens general, da? Sau la oferire de ajutor. În special făcea vindecări, da? Dar puneți lângă această vindecare și ceva ce putem face noi, că poate noi nu putem să facem vindecări, da? Dar putem să facem un bine, putem să oferim un ajutor. Pe vremea când eram la Popatatu, locuiam în București atunci, într-una din locuințe, că am tot schimbat cartierele, și am pornit de acasă și după ce ne-am îndepărtat cam la 50 de metri de locul unde era parcată mașina, văd pe cineva care îmi face semn care avea nevoie de tracțiune în sabat. Și ce credeți? M-am gândit mult sau puțin să-l ajut? Nu m-am gândit mult, m-am gândit pe loc să-l ajut. Mi se putea întâmpla și mie și nu vreau să intru în detalii, dar unii frați știu că se mai întâmpla cu mașinuța noastră primă lucruri de genul acesta și în sabat și i-am deranjat și eu pe dânsii. Sunt intervenții, faceri de bine, nu e vorba să torn o fundație la casă. E vorba de niște intervenții prin care arăți bunăvoință, arăți, până la urmă, dragoste, da, pentru un străin, dacă e vorba de un străin. Am pus cele trei cercuri cumva în relație concentrică, adică ca să se întrepătrundă, ca să observăm că există aici
acțiuni pe care le putem îndrepta către trup, da? Către binele trupesc al cuiva, dar alteori către binele sufletesc al cuiva. Da? Sau chiar către binele relațional al cuiva. Gândiți-vă, de exemplu, că sunt ore prețioase în sabat prin care noi am putea să contactăm un om pe care nu l-am mai contactat de foarte multă vreme, pentru relație. Dar nu facem asta prea des, nici eu n-am făcut asta foarte des. Dar totuși ideea îmi dă târcoale, adică îmi dau seama că este o zi bună pentru așa ceva. Să pot să-mi sun un prieten sau niște rude cu care nu vorbesc atât de des. Da? Deci, fie că e vorba de trup, fie că e vorba de suflet, fie că e vorba despre relație, putem face, putem lucra aceste planuri, să zicem așa, într-o zi de sabat, sunt în totală armonie cu spiritul sabatului. Și Domnul Iisus făcea lucrul acesta, pentru că vreau să vedeți în detaliile celor două pasaje imediat, că nu făcea doar vindecări trupești. Adică nu se ocupa strict vorbind doar de a-l face pe om din bolnav sănătos într-o zi de sabat. Făcea mai mult decât atât, ceea ce ne încurajează și pe noi să facem ceea ce ne stă în putință. Ne vom ocupa acum de iarăși de cele două pasaje în paralel, Ioan capitolul 5 și Ioan capitolul 9, sub trei aspecte. Da? Și anume inițiativă. Cine are inițiativă în intervenția față de bolnav? De asemenea, dacă lucrul acela se întâmpla la templu sau în altă parte? Și de asemenea, relația acestei intervenții cu păcatul. Bun. Mai întâi, Ioan capitolul 5, versetul 6, ne arată că inițiativa o ia Domnul Iisus Hristos și îl întreabă pe bolnavul acesta: vrei să te faci sănătos? Vreau să înțelegeți că întrebarea aceasta din foarte puține cuvinte face bine sufletului. Face bine sufletului. Pentru că el, vedeți, n-a întrebat bolnavul ca unul care nu putea să-l ajute. Știți că e o diferență? Și eu pot să pun această întrebare. Dar dacă nu pot să-l ajut, se va simți în felul în care pun întrebarea. Că o pun cu rezervă, o pun... că nu vreau să-l fac pe om să se simtă rău. Nu? Dar Iisus, când îl întreabă, îi face bine sufletului chiar înainte să intervină. Pentru că l-a întrebat ca unul care știa că Dumnezeu l-ascultă și că poate să facă să intervină. Deci să apreciem pe de-o parte inițiativa și să ne dăm seama că și nouă ni se cere lucrul acesta. Vreți bolnavul să vă sune pe dumneavoastră? Sau îl sunăm noi, nu? Ruda aia cu care n-am mai vorbit de mult, prietenul acela pe care nu l-am mai întâlnit, vreți să vă sune el sau ea? Nu, aici văd că Domnul are inițiativă. El îl întreabă: vrei să te faci sănătos? Dacă citim cu atenție în context, vom observa că bolnavul nici măcar nu are habar că Iisus e prin preajmă. Nu știe. El este prin marea masă a celor care așteaptă să se tulbure apa. Da? Și cred că am putea să facem lucrul acesta. Bun. Asta este în capitolul 5. Ia să vedem cu inițiativa în capitolul 9. În versetul 2, constatăm că ucenicii Domnului Iisus i-au pus următoarea întrebare pentru că au trecut pe lângă orbul respectiv. Rabi, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Observați că ucenicii au doar curiozități, da? Pe când Domnul Iisus are inițiativă. El nu se mulțumește doar cu atât. Este, știți cum e? Asta e diferența între a transforma sabatul într-o zi în care doar discuți despre alții, despre starea altora, despre, mă rog, situațiile în care se găsesc, sau a interveni, nu în toate, că n-ai cum, dar măcar într-una, într-o situație, nu? Îmi place foarte mult că ucenicii învață o lecție aici, firește, ei nu sunt încă suficient de maturi, repet, reacționează omenește, da? Au și ei o curiozitate teologică sau tradițională, dar Domnul face mai mult decât atât, intervine, da? Trece pe lângă ceea ce au făcut ei. Aș vrea să ne uităm acum pe al doilea aspect. Unde se întâmplă această intervenție? De ce spun asta? Pentru că, pe de o parte, în capitolul 5, găsim faptul că
lucrurile acelea se întâmplă în jurul templului și după ce omul se vindecă, se spune specific în Ioan 5:14, Iisus l-a găsit în templu, pe când dincolo să vedem că este altfel. Dar să ne ocupăm mai întâi aici. Există oameni bolnavi sau în nevoi care sunt în templu. Nu sunt în afara lui, sunt în templu. Și nu este suficient ca cineva să se vindece. Vă rog să vă gândiți la un tânăr care se botează. Poți să-l lași pur și simplu în templu? Descurcă-te. Că acum ai intrat în rândurile noastre. Sau ar trebui să facem ceea ce îl vedem pe Iisus făcând? L-a găsit. Crezi că l-a găsit întâmplător? L-a găsit pentru că l-a căutat. Nu există vocabularul limbii grecești, ne-ar putea ajuta, ne-ar putea arăta că s-a lovit de el. Da? Că din întâmplare a dat de el. Dar nu asta spune textul. L-a căutat. Și de asta l-a găsit. Vedeți de ce îl caută Mântuitorul? Pentru că după ce se vindecă, autoritățile iudaice, în loc să sărbătorească vindecarea, încep să-l ia la rost. De ce îți ridici patul? De ce nu păzești tradiția bătrânilor? Păi mi-a zis vindecătorul să-mi ridic patul. Păi cum? Cine este acest vindecător și cum? Nu? Deci omul este hărțuit pentru că a fost vindecat în templu. Și atunci vreau să înțelegem că unii trebuie căutați în templu. Poate nu sunt hărțuiți de biserică, poate sunt hărțuiți de acasă sau de prieteni, nu? Nu știm. Când cineva îmbrățișează calea aceasta, se vindecă, da? Și intră în biserică, să zicem, metaforic. Unii au nevoie să fie căutați aici, printre mulțime, da? Între oameni. Să fie găsiți și să fie ajutați. Nu putem să facem asta fiecare pentru toată lumea, dar măcar pentru unul singur. Pentru unul singur. Și tot e valoros. În capitolul 9, avem o altă situație. Orbul care fusese, căruia i se redase vederea, are o discuție cu învățătorii, cu fariseii, ei îl tot întreabă, îl tot descos și la un moment dat, ca să nu mai piardă vremea cu el, că era un neînvățat, da, față de ei, spun așa, dacă se vede pe ecran, tu ești născut cu totul în păcat, i-au răspuns ei, și vrei să ne înveți pe noi? Și l-au dat afară. L-au dat afară. Afară de unde? Păi l-au dat afară din sinagogă, pentru că acolo erau. Expresia are și un sens, să zicem așa, geografic, adică l-au dat afară din camera respectivă, dar are și un sens mai profund. L-au dat afară din sinagogă. Că, în sensul că nu mai are dreptul să fie în comunitatea respectivă, da? Și ce îmi place foarte mult este că Ioan ne spune despre Mântuitorul Iisus, a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit, iarăși același verb, l-a căutat, că a auzit că l-au dat afară. Și când l-a găsit, i-a zis, crezi tu în Fiul omului? Și o să vedem ce urmează mai târziu puțin. Dar vreau să reținem că cele două narațiuni ne arată că unii trebuie căutați în biserică sau în afara ei, da? Prima se întâmplă în templu. Iisus îl găsește pe bolnavul respectiv în templu. Aici îl găsește pe acesta după ce a fost dat afară din sinagogă. Deci, avem de lucru. Avem de lucru. Și înăuntru și în afară. Uneori, și poate și dumneavoastră ați trecut prin această dilemă, noi ca adventiști de ziua șaptea, mai ales dacă avem mai mulți ani în biserică, nu ne vine chiar ușor să avem o conversație cu un om din afara bisericii în sabat. Pentru că omul respectiv nu o să ne cruțe sensibilitățile noastre, da? Nu o să zică, stai că tu nu vorbești decât din astea mai sacre. El vorbește despre ce îl interesează, despre ce îl doare. Și poate ați fost uneori în dilema aceasta să abordez o asemenea persoană sau să o las pe duminică sau pe altă zi. Nu vreau să vă dau eu un sfat, dar sunt sigur că sunt situații în care este bine să intervenim așa, în sabat, pentru o situație când cineva are o nevoie de suflet, da? O nevoie
sau relațională, putem interveni. Să mergem mai departe, la ultimul punct din aceste două întâmplări. În capitolul 5 observăm că Mântuitorul îl abordează pe unul vindecat și îi arată un nivel superior al experienței spirituale. Știți, e minunat să te vindeci. Este excepțional. Și sentimentul și imaginea de sine și încrederea în Dumnezeu sunt stimulate, bineînțeles, de o asemenea experiență. Dar nu e tot. Nu e tot. Observați ce face Mântuitorul. Zice, iată că te-ai făcut sănătos, 5 cu 14, partea a doua. De acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Adică a ținut foarte mult, acum cât e fierul cald, acum cât te simți bine în starea aceasta, să o prețuiești și să o eviți. Și o eviți prin ascultare. Da? Te-ai făcut sănătos, să nu mai păcătuiești. Apropo de îndemnul acesta, să nu mai păcătuiești. Nu știu cum vă sună. Dar el este formulat în câteva locuri la Ioan, găsim asta. Și în Evanghelia după Ioan și în 1 Ioan. El se ocupă în mod special de îndemnuri sau așteptarea aceasta de a nu mai păcătui. Cine este născut din Dumnezeu, știți că nu mai păcătuiește, da? În sensul acesta este și acest îndemn al Domnului Iisus, să nu mai păcătuiești. El este spus la timpul prezent, într-un mod imperativ, da? Dar semnificația care rezultă din forma aceasta gramaticală, să zicem așa, spun specialiștii, este aceea că omul este invitat să nu mai trăiască în păcat, în sensul acesta, da? Să nu aibă un păcat habitual, am zice noi, da? Ceva care se întâmplă ca un mod de viață. Nu îi se cere omului perfecțiunea. Perfecțiunea asta matematică, în sensul acesta, da? Adică omul trebuie să ajungă, bineînțeles, în relație cu Iisus, să fie liber de păcat. Dar ceea ce îi se cere lui este să nu mai aibă un mod de viață păcătos. Adică, mă înțelegeți, înțelegeți diferența. Nu pledez, aici este o dezbatere nelămurită la noi în biserică, da? În sensul, putem sau nu putem să trăim fără păcat și ce înseamnă lucrul acesta. Despre asta cu altă ocazie, că acum vorbim despre sabat. Dar vreau să rețineți că sensul principal al acestui îndemn al Domnului Iisus este acesta. Omule, nu mai trăi în păcat. Da? Eliberează-te de obiceiuri păcătoase. Acesta este sensul. Nu-i cere nimeni, Mântuitorul nu-i cere acestui om să urmeze modelul fariseic, da? Pentru că fariseii erau neprihăniți. Dar erau în afara împărăției. Nu aveau greșeală. Vă aduceți aminte ce spune Apostolul Pavel despre sine? În ce privește legea? Ziceți noastră, fără greșeală. Fără greșeală. Dar era fără Iisus și era în afara împărăției. Și dacă s-ar fi terminat viața lui așa, la revedere. Deci ceea ce spune Mântuitorul aici este încheie viața păcătoasă, obiceiurile care te-au adus aici. De restul mă ocup eu. Mă rog, nu spune textul ăsta, dar înțelegem. De restul mă ocup eu. Important este să termin cu viața aceasta și să construiești. Pentru că acum ești la un început, te-ai vindecat. Construiește mai departe. Și atunci observăm aici un lucru pe care îl putem face și noi. Și anume, grija pentru omul care se vindecă după ce s-a vindecat. Nu trebuie să considerăm că odată ce am sărbătorit, nu? Intrarea cuiva în biserică, de exemplu, am terminat. S-a terminat. Omul este sigur. E aici până în împărăția cerului. Nu, că trecutul mai vine după tine. Și atunci avem datoria aceasta, o putem îndeplini în sabat. E o lucrare pe care o putem face. Să ne întărim unii pe alții, să ne încurajăm unii pe alții, să continuăm pe drumul pe care am început. Și a doua parte, adică a doua narațiune, cea din capitolul 9, e un text un pic mai lung, îl citesc. Iisus a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit, i-a zis, crezi tu în Fiul omului? El a răspuns, și cine este, Doamne, ca să cred în El?
L-ai și văzut, i-a zis Iisus, și cel ce vorbește cu tine, acela este. Aș vrea să remarcați lucrul acesta, pe care probabil că ar trebui să ne mire. Omul este vindecat fără să știe cine este Iisus. Este vindecat fără să știe cine este cel care l-a vindecat. Adică, el a fost într-o ignoranță, dar a crezut cuvintele acelea, pentru că i s-a spus ceva, se ducă să se scalde. Da? Adică s-a făcut tina aceea, da? I s-a pus pe ochi și i s-a spus, te și scalde, și după ce te scalde o să vezi. A făcut, a pus în aplicare, fără să știe nici cine vorbește cu el, nu, nici care este identitatea lui. Dar acum este pasul următor. Pentru că Mântuitorul nu este mulțumit, repet, doar cu vindecare. Crezi tu în Fiul omului? Da? L-a luat pentru, cum să zic, ca să îl ajute să treacă la nivelul următor al experienței. Răspunsul lui este, cred, Doamne, și s-a închinat. Cel mai eficient mod de a proteja pe cineva de păcat, pentru că despre asta este vorba până la urmă, te-ai vindecat, nu te mai întoarce la ce a fost, dar cel mai eficient mod de a proteja pe cineva de păcat este de a-l încuraja să-și închine viața lui Iisus, da? Să depindă de Iisus, să comunice cu el, să se obișnuiască, să facă din el un prieten, un confesor. Am ajuns la concluzii. Prima concluzie este că verbul cel mai potrivit pentru sabat, din câte înțeleg eu din aceste două întâmplări biblice, este a lucra. Suntem chemați să lucrăm în sabat, nu lucrul săptămânal, dar să lucrăm. Nu trebuie să ne ducem la alții înainte de a lucra pentru familia noastră. Vreau să spun și pe asta. Pentru că suntem datori față de familia noastră. Nici eu uneori n-am timp de alții, pentru că abia am timp de cei care sunt ai mei în primul rând. Dar există cu siguranță și momente în care putem să mergem la alții. Suntem, repet, chemați să facem aceste tipuri de activități. Am observat, de exemplu, când eram în Filipine plecați, că după amiaza acolo, în campus cel puțin, cred că în afară, în Filipine, se întâlneau și după amiază, dar în campus nu exista serviciu divin. Dar exista, în schimb, multă activitate. Erau foarte multe grupe pentru tineri. Tineri, copii și instructori care erau implicați în aceste grupe. Era timp și pentru, cum să zic, era loc și pentru cel obosit și pentru cel care vrea să se odihnească, dar destul loc ca să poți să faci ceva pentru alții. Și acolo am gustat pentru prima dată, pentru că veneam din România, binecuvântarea aceasta de a putea să stai mult de vorbă în familie și cu alții, pentru că erau și alții care se plimbau în campus și cu care stăteam de vorbă, implicit în orele de după amiază ale sabatului. Deci, cum ziceam, este de lucru pentru fiecare. Ca să definim poate mai concret, nu? A lucra, când zicem a lucra în sabat, ne referim la a lucra pentru vindecarea altora, fie că vorbim de vindecare trupească sau sufletească sau relațională, așa cum am arătat la început cele trei cercuri. Și ultimul lucru este în afara prezentării. Scuzați. Unii dintre noi nu cred că am mers, să zic eu așa, până la capăt cu propoziția pe care Mântuitorul o rostește în mai multe locuri, dar mă refer acum la Marcu, capitolul 2, versetul 27, versetul 27-28. Mă refer în mod special la afirmația sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru sabat. În contextul respectiv, înțelegem că fiul omului, care este domn și al sabatului, el este domn al sabatului ca fiu al omului. Trebuie să înțelegem expresia aceasta sub forma asta. Adică este domn al sabatului ca fiu al omului. Și Adam a fost domn al sabatului, în sensul acesta. Deși ziua a fost făcută după el, dar este tot pentru el a fost făcută. Pentru că așa cum este stăpân al creației, și trebuie să
îngrijească de creația lui Dumnezeu, trebuie să îngrijească și de sabat. Și trebuie să o facă în maniera aceasta creativă, da? Nu în maniera în care iudeii, să știți că dincolo de eu știu, eventualele zvonuri neadevărate care circulau între popoare, da? Totuși scriitorii greci și romani aveau o anumită dreptate. Evreii erau înclinați spre a nu face în sabat, a nu face. Așa defineau sabat, trebuie să ne oprim. Pe când vedem în Noul Testament un alt model, un model care a deranjat, un model care lucrează spre binele celorlalți. Să ne dea Dumnezeu înțelepciune, să ne dea Dumnezeu bunăvoință, de lucru eu cred că există mereu, niciodată nu poți să spui, n-am ce face, trebuie să mă odihnesc. Dar asta nu înseamnă că nu putem să ne odihnim, cred că este bine. Uneori, când nu mai putem, trebuie să ne oprim, chiar trebuie. Dar, repet, să ne dea Dumnezeu înțelepciune, sunt copii pe lângă noi, sunt tineri pe lângă noi, sunt oameni în vârstă pe lângă noi, care poate au nevoie de o conversație, de un telefon, de un gest. Nu-l putem face în fiecare sabat, dar măcar, sau pentru toți, dar măcar câteodată, măcar pentru unii, putem face lucrul acesta și împlinim scopul pentru care sabatul a fost dat. Dumnezeu să ne dea înțelepciune și această deschidere a inimii ca să urmăm exemplul Domnului Iisus. Amin. Amin. În numele Domnului Iisus Hristos și spre slava Tatălui din ceruri, încheiem serviciul divin, intonând imnul 90, Iisus, prieten minunat. Thank you.
Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele și în meritele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, venim în adorare înaintea Ta spre a-Ți aduce slavă, cinste și închinare pentru dragostea cu care ne-ai iubit și pe care ai arătat-o prin faptul că ai dat tot ce ai avut mai scump pentru salvarea noastră. Îți mulțumim pentru ziua de sabat pe care ai creat-o pentru noi și pe care am trăit-o astăzi din plin. Îți mulțumim pentru binecuvântările pe care le reverși în mod special în fiecare zi de sabat peste noi. Îți mulțumim și pentru cuvântul Tău care a fost rostit cu putere în această după-amiază și care ne-a făcut să înțelegem că ziua de sabat, chiar dacă este o zi de odihnă, este în același timp o zi în care Domnul Iisus Hristos a lucrat din plin. A fost lângă cei amărâți, lângă cei descurajați, lângă cei bolnavi și a făcut ceea ce suntem chemați să facem și noi, să fim lângă ei, să-i sprijinim, să-i încurajăm, să-i îmbărbătăm și în măsura în care Tu poți lucra prin noi, să-i vindecăm. De aceea, în aceste momente, Te rugăm să cobori cu Duhul Tău cel Sfânt peste noi și cu această înțelegere nouă, poate veche pentru unii, dar nouă pentru alții, să ne ajuți să lucrăm pentru frații noștri și pentru cei care sunt pe lângă noi în societatea în care trăim. Ajută-ne, Doamne, ca în felul acesta oamenii să-L perceapă pe Domnul Iisus Hristos ca un prieten minunat care le vrea binele și îi vrea pentru veșnicie în împărăția Sa. Te rugăm pentru săptămâna în care intrăm, să ne iei pe fiecare de mână și să ne conduci așa cum este planul Tău pentru fiecare dintre noi în zilele care vor urma. Ocrotește-ne, Doamne, la plecare și la venire. Ajută ca pâinea și apa să nu lipsească niciun copil al Tău și tot ceea ce este nevoie pentru a trăi, știm că vom primi din mâna Ta. Ne încredințăm brațului Tău atotputernic. Lasă binecuvântare peste biserica noastră întreagă și primește lauda pe care ți-o aducem prin Domnul nostru Iisus Hristos și sub influența lăuntrică a Duhului Sfânt. Amin. Frate Laurențiu, de fiecare dată sunteți binevenit în comunitatea noastră. De fapt, cred că e și comunitatea dumneavoastră. Ne bucurăm de cuvântul pe care îl rostiți. Am ajuns astăzi acasă și am văzut ce s-a întâmplat de dimineață. Am văzut și piesele corale interpretate de tinerii noștri. Vă mulțumim pentru că veniți cu drag. Asta se vede, nu trebuie să mărturisiți. Veniți cu drag în comunitatea noastră și de fiecare dată suntem îmbogățiți de prezentarea cuvântului. Mulțumesc. Mulțumim și noi de primire întotdeauna. Vă așteptăm de fiecare dată când puteți, nu doar când sunteți mulțumim. Invitați, să fiți cu noi. Mulțumim. Domnul să vă binecuvinteze și familia și slujirea. Mulțumesc. Mulțumim. Amin.